Bună ziua și bine ați venit la prezentarea dedicată System Center Configuration Manager 2012. Această prezentare face parte dintr-o serie mai mare de prezentări dedicată soluțiilor de private cloud și produselor System Center 2012 de la Microsoft. Eu mă numesc Adrian Stoian și sunt trainer și consultant IT. Să vedem, deci, agenda prezentării. Întâi vom face o trecere în revista noutăților din System Center 2012 Configuration Manager. Vom discuta despre schimbările de arhitectură și aici o să vedem câteva lucruri interesante, de exemplu numărul de site-uri pe care le putem avea într-o ierarhie s-a restrâns la numai 3 nivele. O să vedem că s-a introdus un role node numit Central Administration Site și apoi sub acest site central avem site-uri primare, dar spre deosebire de Configuration Manager 2007 nu putem avea un site primar care să fie un child la alt site primar. Deci putem avea doar secundare sub un site primar. O să discutăm despre aceste lucruri în detalii. Poate cea mai importantă schimbare din System Center 2012 Configuration Manager este partea de Application Management. Aici cei de la Microsoft au lucrat destul de mult și vom vedea noul model pentru aplicații și cum îl putem folosi pentru a face deployment la aplicații către utilizatori. Și aici aș face o mică paranteză. Noi, cei care am lucrat cu Configuration Manager 2007, știm că, de regulă, avertizarea pachetelor către utilizatori nu prea funcționa și atunci toată lumea făcea deployment de pachete către colecții de calculatoare. Vom vedea că acest lucru s-a schimbat și prin noua abordare user-centric din noua versiune a produsului, acum putem face distribuția pachetelor către utilizatori, iar instalarea aplicațiilor respective să se facă în funcție de anumite condiții. De exemplu, dacă calculatorul pe care lucrează utilizatorul este calculatorul principal, cel pe care lucrează de obicei, atunci să-i se instaleze local. Dacă nu, atunci să se folosească o altă metodă de deployment. Vom discuta și despre aceste lucruri, dar vreau să subliniez faptul că zona de management de aplicații este poate cea mai importantă schimbare din Configuration Manager 2012. Vom discuta de asemenea despre cum putem configura setările clienților de Configuration Manager. În trecut aveam posibilitatea să configurăm aceste setări doar la nivelul întregului site primar. Acum o să vedem că putem face setări diferite per colecție și asta este iarăși un lucru nou în versiunea 2012, vom discuta în detaliu. O altă problemă tipică întâlnită de administratorii de Configuration Manager 2007 și versiunile anterioare era cum ne asigurăm faptul că toți clienții sunt healthy, adică funcționează, se conectează la management point, pot să efectueze operațiile de hardware, software, inventory, deployment și așa mai departe. Dacă un client era, să zicem, defect, adică nu funcționa, pentru administrator nu prea existau foarte multe opțiuni decât reinstalarea. O să vedem acum că avem o funcționalitate nouă, un fel de monitor local care supraveghează clientul și verifică faptul că acesta funcționează corect și pentru anumite tipuri de condiții poate face chiar remediere automată. Acest lucru poate fi de mare ajutor, mai ales în infrastructuri mai mari unde clienții pot avea probleme și atunci decât să stăm noi ca administratori și să tot reparăm și să reinstalăm clienți, avem o funcționalitate automată care face acest lucru. Și în sfârșit vom discuta despre partea de Compliance and Settings Management. Aici este vorba de fapt despre noua versiune a Desired Configuration Management, DCM, și vom vedea despre câteva dintre lucrurile care sunt noi în această zonă. Dacă ar fi să categorisim așa puțin noutățile, le-am putea împărți pe trei categorii. Prima zonă ar fi cea de user-centric, adică orientarea
către utilizator în loc de computer, pentru că tradițional, noi ca administrator de Configuration Manager, noi trimiteam aplicații către computere, configuram computere și poate scăpând puțin din vedere, de fapt că acele calculatoare erau folosite de niște utilizatori și de fapt utilizatorii erau cei care trebuie să aibă acces la aplicații. O să vedem cum se schimbă acest lucru în noua versiune. De asemenea, o să discutăm despre noutățile din zona de infrastructură. O să vedem, de exemplu, faptul că între site-uri acum comunicarea se face cu replicare de SQL. Asta e o deosebire față de versiunea anterioară, de versiunea 2007, unde practic toată comunicarea între site-uri se făcea folosind file-based replication, adică transfer de fișiere peste RPC și SMB, ceea ce nu întotdeauna era foarte bine. Acest lucru ne asigură faptul că orice informație care a fost creată într-o parte a unei ierarhii de Configuration Manager poate ajunge într-un interval rezonabil și corect în oricare dintre celelalte site-uri. Și în sfârșit o să vedem câteva dintre îmbunătățirile din cadrul produsului pe fiecare set de funcționalitate. Ce s-a schimbat, de fapt, în ultimii 10 ani? Pentru că, dacă e să ne aducem aminte, în perioada, să zicem, 2000-2005, apăruse Windows 2000 Server, pe atunci SMS era la versiunea 2.0, ulterior a apărut SMS 2003, care a fost versiunea care a fost adoptată destul de mult și acela a fost momentul în care, de fapt, produsul a devenit un produs stabil și funcțional. La momentul respectiv, administratorii se gândeau destul de mult la cum să administreze calculatoare, trecând poate puțin din vedere faptul că acele calculatoare erau folosite de niște utilizatori și că utilizatorii poate se mai mută de la un calculator la altul, folosesc mai multe dispozitive. La momentul respectiv, fiecare utilizator probabil avea un birou și pe birou respectiv era un desktop și acel desktop trebuia gestionat. Deci lucrurile erau poate puțin mai simple. În prezent, practic, avem o invazie de dispozitive noi, avem tablete, avem telefoane, utilizatorii vor să lucreze de acasă, să folosească calculatoarele proprii, ceea ce poate pentru multe companii este în afara oricărei, să zicem, acceptări, pentru că cum poți să permiți unui utilizator să-și folosească calculatorul de acasă, calculator pe care nu îl controlezi și pentru care nu poți oferi suport. Toate aceste lucruri însă pun o presiune mai mare pe departamentul de IT și departamentul de IT trebuie să asigure funcționarea sistemelor și accesul utilizatorilor la aplicații, indiferent unde s-ar afla acestea. Deci toate aceste schimbări au condus la, să zicem, schimbarea abordării în ceea ce privește felul în care se face managementul sistemelor. Am povestit că până în prezent noi trimiteam aplicații către device-uri, deci dacă e să ne aducem aminte cum făceam deployment-ul de software în Configuration Manager 2007, practic făceam un pachet, făceam un program și apoi un avertisment care spunea de fapt că acest pachet și acest program trebuie trimise către o colecție, iar colecția era, bineînțeles, una de computere, deci pentru că dacă încercam să facem în versiunea 2007 un avertisment către user, nu era foarte clar pe ce calculatoare se va instala, pentru că utilizatorul putea să facă logon pe mai multe calculatoare și de fiecare dată să se instaleze aplicațiile. Deci nu, ca administrator nu aveam de fapt un control pe ce calculatoare se instalează aplicațiile respective. De asemenea, trebuia să spunem totul foarte explicit, adică dacă vroiam să facem deployment la software pe anumite calculatoare, trebuia să le adăugăm explicit într-o colecție și apoi să trimitem un avertisment către acea colecție. De asemenea, managementul era optimizat pentru lucru în interiorul organizației, mai puțin pentru managementul calculatoarelor de pe internet, deci în afara firewall-ului.
Toate aceste lucruri, de fapt, scăpau din vedere utilizatorul, pentru că utilizatorul este cel care trebuie să primească, de fapt, accesul la aplicații. Simplificând foarte mult, problema este, de fapt, utilizatorul X trebuie să aibă acces la aplicația Y, indiferent pe ce calculator s-ar afla, pe ce calculator sau pe ce device ar lucra el în momentul respectiv. În Configuration Manager 2012 o să vedem că lucrurile astea s-au schimbat. Software-ul este targetat sau avertizat către end user și avem o serie de reguli care sunt folosite pentru a determina dacă pe acel calculator trebuie instalată versiunea full sau versiune, să zicem, cu application virtualization, și toate aceste reguli sunt setate anterior de către administrator, dar sunt evaluate la momentul deployment-ului. Deci de fiecare dată când un deployment ajunge pe un calculator, se evaluează toate aceste reguli și se va determina dacă aplicația trebuie să fie instalată. Vom discuta imediat despre toate aceste lucruri. Deci, practic, acest nou model user-centric, deci focalizat pe utilizator, încearcă să captureze intenția administratorului, respectiv ce dorim să facem, în loc să ne, să zicem, ne focalizăm pe a face colecții, pe a încerca să vedem pe ce calculatoare este instalată o aplicație. O altă problemă tipică la versiunea anterioară era că nu puteam să știm dacă o aplicație era deja instalată sau nu, decât din rapoarte. Deci, practic, trebuia să rulăm un ciclu de software inventory, să generăm rapoartele, să vedem pe ce calculatoare este deja instalată aplicația și să le excludem din noua instalare. O să vedem că în noua versiune avem Conditional Delivery Rules, respectiv niște reguli care evaluează dacă aplicația este deja instalată sau nu și dacă e deja instalată, nu mai trebuie să o instaleze. De asemenea, avem noțiunea de User Device Affinity, respectiv utilizatorul poate să spună acesta este calculatorul meu primar sau, dacă nu vrem să-i lăsăm lui posibilitatea să facă acest lucru, putem să setăm noi, ca administrator, niște reguli după care se determină această afinitate, respectiv dacă folosește calculatorul mai mult de 60% din timp în ultimele 30 de zile, atunci se va configura automat o relație de afinitate între utilizator și device-ul pe care l-a folosit. Deci, practic, acest primary user sau primary device este foarte folosită în momentul când facem deployment de aplicații, pentru că putem spune instalează această aplicație numai pe device-urile primare ale utilizatorilor. Vom lămuri acest lucru în demonstrații. De asemenea, avem un portal pentru utilizatori în care ei se pot duce să ceară aplicații. Acest lucru este o funcționalitate nouă în 2012 și ca administrator noi putem publica aplicații pe care le-am configurat în Configuration Manager și utilizatorii se pot duce în portal. Este un portal web bazat pe Silverlight și ei pot să vadă lista de aplicații care le sunt disponibile în funcție, bineînțeles, de rolul care l-au, de grupul în care se află și să solicite aplicația respectivă. Iar în spate, în momentul când el a solicitat aplicația, practic se configurează un deployment către utilizatorul respectiv și se va instala automat aplicația. O altă zonă în care avem noutăți este cea de arhitectură. Așa cum am spus puțin mai devreme, față de versiunea anterioară, ierarhia la Configuration Manager 2012 are doar 3 nivele. La nivelul cel mai de sus se află un Central Administration Site, iar acesta nu face managementul clienților, spre deosebire de situația de la
Configuration Manager 2007, unde chiar și site-ul central, cum se numea acesta, el de fapt era tot un site primar. Deci site-ul central putea avea clienți. Ei, la versiunea nouă, Central Administration Site este doar pentru partea de administrare centralizată și raportare. Nu poate face managementul clienților și în acest site nu se pot instala rolurile specifice pentru managementul clienților, cum ar fi distribution point, management point și așa mai departe. Sub acest site centralizat putem instala primare. Deci, unul sau mai multe site-uri primare, iar fiecare site primar poate avea doar secundare sau alte roluri, cum ar fi distribution point-uri sub acel site. Trebuie menționat că nu neapărat avem nevoie de un central administration site și asta e un lucru foarte important, pentru că putem gestiona o infrastructură destul de mare, până la 100.000 de clienți, folosind doar un singur site primar, și opțional secundare, deci fără a instala un central administration site. Când am avea nevoie de un central administration site? Când avem nevoie să facem managementul la mai mult de 100.000 de clienți. Deci părerea mea este că cel puțin pentru România un singur site primar este suficient pentru majoritatea organizațiilor. O altă situație când am mai avea nevoie de un central administration site este atunci când avem, de exemplu, o organizație, o companie multinațională și în această situație administratorii, să zicem, din diverse țări vor să-și controleze felul în care se face gestiunea aplicațiilor pentru fiecare țară în parte și atunci probabil vom instala câte un site primar în fiecare țară. Acest lucru, de exemplu, ne permite să controlăm transferul de software, pentru că sunt multe cazuri, sunt situații de licențe, de restricții de export și atunci pentru a putea controla acest lucru, poate că e bine să instalăm mai multe site-uri primare. Dar revin, în marea majoritate a scenariilor, un singur site primar este absolut suficient, pentru că poate gestiona până la 100.000 de clienți. Bineînțeles, putem instala distribution point-uri suplimentare, secondary sites și în felul acesta putem crește scalabilitatea site-ului. O altă noutate este faptul că putem instala mai multe management point-uri într-un site. Vă amintiți că la Configuration Manager 2007 aveam un default management point și pe ăsta îl puteam pune în NLB, în Network Load Balancing. Acum acest lucru s-a schimbat, putem instala mai multe management point-uri și în consecință nu mai avem nevoie de NLB pentru că de fapt clientul se va conecta la un management point care este în același locație de rețea cu el. Deci s-a simplificat acest lucru. Am spus deja că între site-uri, dacă decidem să avem mai multe, o ierarhie cu mai multe site-uri primare, cu central administration site și secondary sites, transferul de date se face cu replicare SQL. Inclusiv site-urile secundare au SQL instalat local, ce-i drept este o versiune express, pentru că practic un site secundar doar primește informații de la site-ul primar la care este afiliat și transmite în sus informațiile pe care le primește de la clienți cu, de exemplu, hardware și software inventory și toate celelalte informații pe care clienții le transmit, dar practic acea bază de date este doar pentru a stoca local configurația. Deci, o altă modificare interesantă în arhitectura de site-uri, folosirea de replicare SQL. O să demonstrez imediat acest lucru. De asemenea, câteva noutăți la partea de infrastructură de distribuție, de exemplu, Sender Capable DP. Asta înseamnă că nu mai avem nevoie, practic, să instalăm site-uri secundare pentru a configura throttling, adică pentru a configura bandwidth-ul între site-ul primar și, să zicem, un distribution point aflat într-o locație remote. În acest moment avem, practic, posibilitatea să controlăm traficul
direct prin setările de pe distribution point. Întrebarea rezonabilă ar fi de ce mai avem nevoie de secondary sites în această situație. Pentru scalabilitate, pentru că un singur site primar poate avea doar 250 de distribution point-uri și atunci dacă vrem mai multe, o să trebuiască să mai instalăm niște secundare și fiecare site secundar poate avea la rândul lui mai multe distribution point-uri, deci acesta ar fi unul din obiective. Și al doilea obiectiv ar fi dacă vrem să controlăm traficul dinspre clienți către site-ul primar. Atunci, bineînțeles că vom instala un site secundar care are un management point inclus. Dar altfel, în majoritatea scenariilor de distribuție de conținut, putem configura bandwidth throttling direct pe distribution point. De asemenea, avem o singură versiune de distribution point, nu mai există branch distribution point, avem doar distribution point-uri normale, toate rulează pe IIS și practic le putem instala pe sistemele de operare suportate, inclusiv de la Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 și de altfel distribution point-ul este singurul rol care funcționează încă pe 32 de biți. Toate celelalte roluri merg pe 64 de biți și asta este o altă schimbare majoră la Configuration Manager 2012. O alternativă la folosit distribution pointer putem este să utilizăm branch cache, dar nu o să intru aici în detaliu, asta este o funcționalitate care merge doar cu Windows 7 și Windows Server 2008R2, dar poate fi folosită mai ales în scenarii de migrare. De asemenea, avem noțiunea de distribution point groups, ceea ce înseamnă că putem crea grupuri de distribution point și atunci când facem deployment-ul unei aplicații, atunci când trimitem aplicația către grup, se va copia automat pe toate distribution point-urile care fac parte din acel grup. Un distribution point poate face parte chiar din mai multe grupuri și atunci va primi conținut de la toate grupurile din care face parte. O altă utilizare interesantă este asocierea de grupuri de distribution points cu colecții. Și atunci când avertizăm un software către colecție, practic se va copia automat pachetul respectiv, conținutul respectiv, către toate distribution point-urile care se află în distribution point grupurile asociate colecției. Și în final s-a renunțat la partea de reporting bazată pe pagini de web ASP din care încă mai exista în Configuration Manager 2007. S-a trecut 100% la utilizarea SQL Server Reporting Services. Rapoartele sunt mult mai bine integrate în consolă și se pot converti rapoartele anterioare, de exemplu de la Configuration Manager 2007 prin procesul de migrare la Configuration Manager 2012. Și ajungem la zona de Application Management, unde vom discuta despre, imediat să avanseze slide-ul, modelul nou despre aplicații. Ce este o aplicație și prin ce diferă de un pachet, așa cum eram noi obișnuiți să lucrăm în versiunea Configuration Manager 2007. Un pachet, dacă vă aduceți aminte, conținea, bineînțeles, sursa software-ului respectiv, deci trebuia să-i spunem ce fișiere compun software-ul pe care vrem să-l instalăm. Un pachet conținea unul sau mai multe programe, respectiv comenzi de instalare pentru acel software și în sfârșit puteam să facem un avertisment al pachetului respectiv către o colecție, de obicei o colecție de computere. Modelul de aplicații este ceva mai complex, în sensul că avem informații despre aplicația respectivă, pe lângă nume, să zicem, descriere, avem informații care se referă pentru administrator, de exemplu, eu știu, versiuni sau alte setări care sunt specifice și care nu vrem să fie văzute de către utilizatori, dar avem și informații care sunt destinate utilizatorilor, așa numitul end user metadata, care apare în portal, în application catalog.
Aici putem avea chiar mai multe traduceri pentru fiecare limbă folosită de utilizatori, respectiv aceștia când merg în portal, în funcție de setările browserului, să vadă informațiile specifice în limba proprie. Astea ar fi, să zicem, date despre aplicație, metadata. Ce este cu adevărat important este partea de deployment types. Acesta ar fi, să zicem, o schimbare importantă de la, de la modelul cu programe de la Configuration Manager 2007, respectiv un deployment type ar fi echivalent cu un program, dar este mult mai mult. De ce? Pentru că, de exemplu, pentru aceeași aplicație, să zicem Office 2010, putem avea mai multe deployment type-uri, respectiv pentru mai multe modele de deployment de aplicații. De exemplu, putem avea o metodă de instalare, un deployment type cu MSI, putem avea un deployment type folosind application virtualization, putem avea un deployment type folosind scripturi sau chiar un deployment type pentru device-uri mobile, deși în exemplu care l-am dat nu e potrivit pentru device-uri mobile. Și toate acestea vor fi într-o singură aplicație, spre deosebire de versiunea anterioară, unde dacă vrem să facem deployment cu mai multe, în mai multe moduri, de exemplu MSI, Application Virtualization, trebuia să facem pachete diferite. Aici, practic, sunt în aceeași aplicație. De asemenea, aveam metodă de detecție. O problemă importantă este ce se întâmplă dacă aplicația este deja instalată. Și noi încercăm să facem setup și setup, programul de setup eșuează pentru că sau dă eroare pentru că deja aplicația era instalată acolo sau mai rău strică instalarea existentă și utilizatorii nu mai pot folosi. Practic aici putem pune o serie de reguli care să ne permită să vedem dacă aplicația este deja instalată, astfel încât să nu mai încercăm instalarea. Apoi avem comenzile de instalare, de exemplu pentru MSI ar fi MSI exec și comenzile specifice, dar o parte foarte importantă sunt aceste requirement rules, respectiv condiții care sunt evaluate la momentul deployment-ului, deci nu sunt evaluate anterior de administrator, ci chiar în momentul în care deployment-ul ajunge pe calculatorul pe care trebuie să se instaleze aplicația. E, în acel moment sunt evaluate regulile cu privire la cerințele preliminare. Și ar putea fi, de exemplu, cerințe de procesor, de memorie, spațiu liber pe disc, anumite alte aplicații care trebuie să fie instalate înainte. Sau chiar o setare, de exemplu, este acesta primary device și vă aduceți aminte discuția de user device affinity. Pentru că putem decide că dacă este calculatorul primar al utilizatorului, atunci să se instaleze varianta MSI, iar dacă nu, atunci să îi se instaleze varianta ABV, Application Virtualization. Și o să încerc să fac o astfel de demonstrație în cele ce urmează. De asemenea, avem dependințe, respectiv ce alte componente, de exemplu .NET Framework sau eu știu alte aplicații care trebuie să fie instalate pe calculator înainte de a putea instala aplicația respectivă și dacă ele nu există, vor fi instalate automat. Lucrul ăsta este iarăși important. Și avem și noțiunea de supersedence, în care o aplicație înlocuiește o altă versiune anterioară a aplicației și atunci noua aplicație va fi instalată și eventual cea veche va fi dezinstalată în funcție de cum configurăm noi. Deci ăsta ar fi de fapt modelul nou de aplicație și o să vedem imediat cum funcționează în practică. Vă reamintesc că puteți pune întrebări prin intermediul ferestrei de Q&A, deci în orice moment aveți întrebări cu privire la prezentare, vă rog să puneți aceste întrebări prin fereastra de Q&A și eu voi încerca să răspund live sau prin intermediul ferestrei. Deci, revenind la deployment-ul de aplicații, de fapt putem decide, folosind aceeași definiție de aplicație, dacă instalarea va fi de tip MSI, respectiv atunci, de exemplu, când calculatorul este primary device, dacă folosim application virtualization, dacă îi dăm acces undeva pe un terminal services sau dacă alegem instalarea unui CAB pentru device-uri mobile. În momentul de față, Configuration Manager 2012 suportă platformele Windows Mobile de la Microsoft.
Și de asemenea Nokia Symbian. Și poate face deployment pentru aceste tipuri de dispozitive și folosind pachetele specifice, de exemplu pentru Windows Mobile este CAB. Ok, acesta este un screenshot al portalului de aplicație, Application Catalog, respectiv locul în care utilizatorii se duc să solicite aplicații. O să revenim puțin asupra acestui lucru. Este timpul pentru un demo, pentru că nu vreau să vă plictisesc cu prezentarea în PowerPoint, așa că o să încerc acum să partajez desktop-ul. Imediat să apară imaginea. Sper că se vede. Dacă sunt probleme, vă rog să-mi semnalizați prin intermediul pătrățelului de feedback. Ok, deci poate cea mai importantă schimbare pe care o puteți vedea la noua versiune de Configuration Manager este consola. Vedeți că s-a trecut la modelul de consolă tipic pentru System Center. Avem workspace-uri, vedeți aici în partea de jos, exact ca la Outlook. În fiecare workspace avem noduri, partea, deci din stânga avem noduri de configurație și aici putem verifica setările specifice. De exemplu, dacă vrem să configurăm setările de Discovery, putem să mergem la Active Directory System Discovery și să vedem cum a fost configurat Discovery-ul în Active Directory. Aici, ca paranteză, sunt o serie de setări noi. De exemplu, dacă ați făcut Discovery în rețea în versiunea anterioară, știți că erau probleme cu înregistrările obsolit din Active Directory și din DNS. Acum avem niște filtre pe care le putem aplica, respectiv să descoperim numai calculatoarele care s-au logat în domeniu în ultima perioadă de timp, deci care și-au actualizat parola de computer, și să descoperim numai calculatoarele numai calculatoarele de pe care un user s-a logat, îmi cer scuze, în ultima perioadă de timp, și calculatoarele care și-au actualizat computer account password, deci parola pentru computer, în ultima perioadă de timp. Deci se filtrează după aceste atribute din Active Directory, astfel încât să nu mai descoperim calculatoarele inactive. Deci asta ar fi o noutate. O altă noutate ar fi Active Directory Forest Discovery, și asta este o metodă de discovery nouă. La ce ne ajută? Vă aduceți aminte că atunci când configuram site boundaries, trebuia să le facem manual, ceea ce dacă aveam 100 de site-uri în Active Directory, nu era chiar o fericire. Acum putem configura automat site boundaries folosind informațiile de site-uri din Active Directory. Ele vor fi configurate ca IP ranges și asta este o noutate în Configuration Manager 2012, pentru că e de preferat să avem IP ranges în loc de IP subnet, adică site subnet de rețea și mască. Cu un IP range este mult mai precis. Practic, site-urile descoperite vor fi afișate aici în zona de boundaries, dar spre deosebire de Configuration Manager 2007, ele nu vor fi folosite automat decât dacă sunt adăugate la un boundary group. Respectiv, un site boundary nu este folosit decât dacă voi face un boundary group și voi adăuga acel site boundary la grupul respectiv. Și aici pot să zic show members și să văd ce boundary-uri fac parte din acel boundary group. Aici sunt multe setări de configurație pe care le-am putea acoperi. În zona de site configuration putem avea o imagine a site-urilor. De exemplu, aici aveți un singur site primar și pentru site-ul respectiv putem vedea ce roluri sunt instalate. Și aici sunt o serie de noutăți. Vorbeam, de exemplu, de distribution point și la distribution point o să vedeți că distribution point-ul poate fi configurat individual
pentru a folosi HTTP sau HTTPS și dacă selectăm HTTPS putem să-i spunem dacă se permită accesul numai clienților din intranet sau și clienților de pe internet. Opțiunea de internet nu este disponibilă pentru că nu am un certificat încă, deci ar trebui să import un certificat pe acest distribution point. Deosebirea fundamentală față de versiunea anterioară este faptul că putem configura individual fiecare site system role să folosească fie HTTP, fie HTTPS, deci cu certificate. Și nu mai avem noțiunea de mod nativ, mod mixt, cum era la versiunea anterioară. Deci aici, practic, putem configura fiecare rol individual, fie să folosească HTTP sau HTTPS. O altă noutate este faptul că suportul pentru PXE a fost inclus în distribution point, deci trebuie, bineînțeles, să avem un, Windows Deployment Services instalat. De asemenea, avem posibilitatea să setăm partea de multicast și o altă noutate este zona de content validation care ne permite să validăm conținutul situat pe un distribution point după un schedule, să verificăm că acesta este consistent folosind hash-uri, deci lucrul ăsta poate fi activat pentru fiecare distribution point în parte. De asemenea, aveam opțiunea de o să revenim aici în zona de, de administrare, dar la, de exemplu la distribution point groups putem crea grupuri de distribution point-uri și o să încerc să fac acest lucru. De exemplu, Bucharest DP. Sau haideți să fiu patriot. Și aici pot adăuga dintre distribution point-urile existente și de asemenea pot asocia distribution point grupul către o colecție și în momentul când voi face deployment către acea colecție să se copieze conținutul automat pe acel distribution point, pe toate distribution point-urile din acel distribution point grup. Deci am făcut acest grup. Deci, practic, asta ar fi configurarea inițială pentru a folosi nou model de aplicație. Nou model de aplicație este în zona de software library și aici o să vedem, de exemplu, cum putem folosi, cum putem crea o aplicație. O să fac această demonstrație. Am undeva pe calculator o aplicație atât în format MSI, cât și în format Application Virtualization și să vedem cum creăm o aplicație care să includă două deployment type-uri, respectiv să aibă atât modul nativ, Windows Installer, cât și un mod, un deployment type de tip Application Virtualization. Aici să încercăm așa, SCCM. O să încerc cu $ pentru că am uitat să share-uiesc directorul. Și aici avem un director software apps. Și aici aleg varianta MSI și să zicem, să vedem una care merge. Deci PowerPoint Viewer, să zicem PowerPoint Viewer, selectăm MSI-ul și vă aduceți aminte câte setări de configurație trebuia să facem la versiunea anterioară. Aici am terminat. Deci, practic, Configuration Manager a citit proprietățile direct din pachet. Poate mai e nevoie să facem niște modificări pe aici, de exemplu să punem unde trebuie producătorul, versiunea, dar oricum informațiile astea erau deja acolo. Așa că, deci, și vedeți că a pus inclusiv comanda pentru instalare, deci felul în care se instalează. Și asta a fost tot. Deci am creat o aplicație. E mult mai simplu decât la versiunea anterioară.
Acum devine un pic mai complicat dacă vrem să mai adăugăm un deployment type, respectiv pentru aceeași aplicație, adică PowerPoint Viewer 2007, să mai alegem o metodă de deployment care să fie folosită în cazul în care vrem să facem instalarea pe un calculator care nu este primary device. Și pentru asta, vedeți, pe aplicația noastră, mergem la tabul de deployment types și aici vedeți că avem varianta MSI și mai adăugăm un deployment type. Deci, application, create deployment type. Și acum schimbăm tipul de deployment type să fie application virtualization și vedeți și celelalte tipuri de deployment pe care le putem face, inclusiv script, Windows Mobile, Nokia, SIS. Mergem în aceeași locație, deci browse și mergem de data asta în folderul AppV și alegem aceeași aplicație. Aici trebuie să selectăm manifestul aplicației respective, deci care este împachetată cu Application Virtualization. La fel va importa informațiile din manifest. Manifestul este un fișier XML. Avem numele pentru acest deployment type, deci Microsoft Application Virtualization. Și aici trebuie să schimbăm poate pentru ce tipuri de dispozitive se poate instala acest pachet. Aceste informații au fost citite din, din pachetul de deployment, din manifest, și o să pun aici toate versiunile ca să nu fie nicio problemă. Deci, bineînțeles că aici mai putem adăuga și alte condiții, respectiv putem pune o condiție de tip user și aici, și aici discutăm deja despre requirement rules, primary device equal false. Deci în situația în care calculatorul nu este calculatorul primar al utilizatorului, atunci se instaleze pe AppV. Da? Bun. Și cu asta a fost, partea de configurare. Aici ar trebui să mai adăugăm ca dependență clientul de AppV, dar nu l-am eu în momentul ăsta. Eu vreau doar să vă demonstrez cum se face configurarea. Mai trebuie să modificăm deployment type-ul pentru MSI, cel pe care l-am creat anterior. Deci vedeți că avem o singură aplicație, Office PowerPoint Viewer, și care are două deployment type-uri, respectiv unul MSI și unul în format AppV. Și aici, la requirements, trebuie să adăugăm și aici, de exemplu, user primary device equals true, deci practic dacă este primary device se va instala MSI și mai putem pune condiții de tip computer, de exemplu total physical memory mai mare decât aici trebuie să punem în giga, aș zice eu, 1024, cam mult pentru un PowerPoint Viewer, 512. Ok, mai putem adăuga spațiu liber pe disc, de exemplu, ca și condiție mai mare decât, iarăși, 512. Și tot așa, deci putem adăuga condiții cum ar fi sistemul de operare în care se află viteza procesorului, deci mai multe condiții de genul ăsta. Și mai avem varianta de condiții custom și aici devine partea interesantă. Numai vă arăt cum creăm un custom conditions. Respectiv putem specifica în primul rând tipul de device și aici vedeți că putem pune condiții chiar și pentru device-uri mobile, cum ar fi Windows Mobile sau Nokia. Putem specifica aproape orice condiție ne trece prin cap, respectiv putem face query în Active Directory și în funcție de asta să determinăm dacă trebuie instalat sau nu, putem interoga assembly-uri, .NET, putem verifica existența unui fișier într-un anumit director, putem verifica existența unui registry key, respectiv pentru a determina dacă nu cumva
dacă avem cumva o configurare necesară pentru aplicație și tot așa. Deci vedeți că sunt foarte multe opțiuni, toate acestea pot fi puse ca și condiții pentru aplicație. În afară de asta, mai avem și metode de detecție, adică faptul că să vedem dacă aplicația poate fi dacă este cumva instalată, în cazul ăsta se folosește cu MSI, pe bază de MSI Product Code, dar putem folosi și alte tipuri de condiții, inclusiv scripturi, pentru a determina dacă aplicația este deja instalată. Bun. La zona de user experience sunt cele pe care le cunoșteam anterior, respectiv cum nivelul de mesaje care trebuie să fie afișat utilizatorilor. Și o altă parte importantă este cum determinăm dacă aplicația s-a instalat corect sau nu, respectiv pe bază de return codes, să vedem dacă e succes sau failure. Și la tabul de dependencies putem adăuga alte aplicații care în cazul ăsta nu pot face o dependență la propria aplicație, ar fi o dependență circulară, dar putem pune aici dependențe, respectiv ce alte aplicații trebuie să fie instalate înainte de a instala această aplicație. Și dacă există așa ceva, ele vor fi instalate automat înainte de a începe instalarea aplicației curente. Deci acestea au fost setările de aplicație și acum ce mai trebuie să fac este să facem o distribuție de conținut, respectiv să copiem aplicația pe distribution point-uri și aici voi folosi un distribution point group, că tocmai l-am creat. Și asta va avea ca efect copierea aplicației pe toate distribution point-urile care fac parte din grupul respectiv. Și în background a început copierea. Iar ultimul pas va fi avertizarea aplicației. Deci în cazul ăsta nu se mai numește avertisment, îmi cer scuze, se numește deployment, către un grup de utilizatori. Și aici probabil că vom alege o colecție, cum ar fi, de exemplu, dacă ăsta este un program de care au nevoie toți utilizatorii, vom face avertisment către alt users. Bineînțeles că mai avem posibilitatea să facem avertisment și către colecții de device-uri, dar acum metoda probabil favorită de deployment va fi către user și nu către device-uri. Și asta ce va avea ca efect? Acest deployment va ajunge către toate calculatoarele, indiferent de ce user lucrează acolo, dar se va verifica următorul fapt. Dacă este primary device pentru utilizatorul respectiv, se va instala MSI. Dacă nu este primary device, se va instala varianta AppV. Și astea sunt deja adăugate, deci distribution point-urile, nu mai trebuie să facem nimic. Acțiunea install și să zicem required. În mod normal, n-ar trebui să facem required, ci să facem available. Care este diferența? Dacă facem available, aplicația va fi disponibilă în portal și utilizatorii se vor duce să o instaleze de acolo. Dacă selectăm opțiunea required, atunci se va instala automat către toți utilizatorii. Deci o să pun aici available, restul setărilor sunt similare cu cele pe care le aveam la versiunea anterioară, alerte. Apropo, partea de alerte este nouă. Practic în consolă, administratorul va primi un mesaj, dacă, să zicem, avem mai mult de 10% eroare la instalarea aplicației. Și acest lucru ne va permite să vedem care este problema. Să aflăm rapid despre problemă și să încercăm să o rezolvăm. Acesta ar fi un sumar al componentei de management de aplicație din System Center Configuration Manager 2012. Vă rog, dacă aveți întrebări, în orice moment puteți să le puneți prin intermediul ferestrei de Q&A. Mai avem aproximativ 12 minute. Eu îmi propun să trec în revistă și alte funcționalități
ale lui System Center 2012 Configuration Manager. Două dintre acestea ar fi partea de setări clienți, respectiv faptul că putem configura setările specifice clientului de Configuration Manager per colecție, deci nu doar la nivelul întregului site cum era anterior. Și de asemenea, componenta de client health, care ne permite să remediem anumite situații de, eu știu, configurare greșită a clienților. Acum, pentru partea de client health, avem mai multe metrici care sunt folosite pentru a evalua starea generală de sănătate a clienților. Și pe ce ne bazăm? Ne bazăm pe faptul că clienții se conectează periodic, implicit e la 60 de minute, după cum știți, și cer politici, deci se conectează la management point și întreabă ce mai e nou. De asemenea, tot periodic trimit inventar, hardware și software inventory. De asemenea, tot periodic fac heartbeat la 7 zile by default. Trebuie să trimită un heartbeat astfel încât să spună către management point faptul că încă mai sunt activi. Și bineînțeles, toate celelalte status messages pe care le trimit clienții cu privire la rezultatul anumitor operații, de exemplu deployment-ul de software, toate acestea ajung în baza de date a site-ului primar. Pe baza acestei informații putem determina starea de sănătate a clienților, bineînțeles. Și vă aduceți aminte că în Configuration Manager 2007, la versiunea R3, dacă nu mă înșel, a fost introdus partea de Client Status Reporting. Exact același lucru este aici îmbunătățit prin faptul că nu numai că putem afla informații despre starea de sănătate a clienților, dar putem și remedia. Cum se face acest lucru? În plus, față de informațiile colectate din baza de date a Configuration Manager, pentru că asta le aveam și înainte, și practic, chiar dacă aflam, de exemplu, că un client nu se mai conectează sau nu s-a mai conectat în ultimele, să zicem, 3 săptămâni, nu puteam face mare lucru pentru că nu aveam, de fapt, nicio informație despre el. Acum avem un soi de agent care îl rulează în paralel cu clientul de Configuration Manager și care ne permite practic să verificăm dacă clientul de Configuration Manager funcționează corect. Acest lucru se face automat. El funcționează ca serviciu, este independent de client ca să nu, să nu sufere de aceleași probleme în același timp și practic monitorizează pe scheduler dacă clientul funcționează corect. Deci verifică existența prerechizitelor pentru client, dacă ele sunt funcționale, de exemplu, verifică faptul că funcționează partea de WMI. Asta era o problemă tipică la Configuration Manager 2007 și versiunile anterioare. Uneori, repozitoriul de VMI se mai corupea. Și atunci se face o validare a faptului că WMI funcționează corect. Poate face reinstalarea clientului, dacă este nevoie. Poate verifica dacă anumite servicii de care clientul de Configuration Manager depinde funcționează corect și poate face reparații, să zicem, simple, cum ar fi rebuild de WMI repository, partea de spațiu de nume specific pentru pentru clientul de Configuration Manager, deci toate astea se pot repara automat. Și în plus avem alerte în consolă atunci când, să zicem, numărul de clienți healthy scade sub anumită valoare. Haideți să vedem aceste lucruri. Deci revin acum la partea de demonstrație. Și aici voi face un demo. Așa. Bun, sper că se vede. În zona de monitoring avem partea de client activity și client check. Și vedeți aici că pe baza informațiilor primite de la clienți, unul este activ și unul este inactiv. Respectiv, în momentul de față, mașina respectivă virtuală este oprită. Pot face click pe zonele respective din grafic și să vedeți care sunt
clienții inactivi. În cazul ăsta este un server. Revin la zona de monitoring. Similar, avem client check. Și aici puteți vedea că avem un client la care a trecut cu succes testele. Aceste teste sunt comunicate de către acel agent care funcționează pe fiecare client și clientul este healthy, iar pentru unul nu avem rezultate. Evident că va fi același server care în momentul de față este inactiv. Bineînțeles că aici putem avea și alte situații, respectiv poate să fie client check failed și în momentul respectiv se va comunica de fapt care este problema și, așa cum am spus, pentru anumite tipuri de probleme se poate face chiar remediere automată. Lucrul ăsta ne ajută foarte mult pe noi ca administrator pentru că nu mai trebuie să stăm noi să urmărim clienții, dacă toți clienții comunică cu site-ul, să facem reparații. Pentru majoritatea scenariilor de reparație, reparații simple, să zicem, lucrul ăsta se va face automat. De asemenea, am menționat în prezentare despre partea de client settings. Și vă aduceți aminte că și la versiunea 2007 aveam setări pentru toți agenții care funcționau în cadrul clientului de Configuration Manager, cum ar fi clientul de Hardware Inventory, de exemplu, și aici sunt setările de Hardware Inventory, clientul de Software Inventory și așa mai departe. Acum vedeți că toate acestea sunt grupate într-un singur loc, nu mai trebuie să mergem în locuri multiple în consolă pentru a face setările necesare. Avem partea de client policy, aici vedeți intervalul la care se face retrieval-ul, aici a fost modificat față de cel default. Avem intervalul la care se face evaluarea de compliance. Pentru computer agent, ia uitați câte setări sunt disponibile. Toate acestea apar, de exemplu, pentru utilizatori, numele care apare în partea de control panel la programs, deci la appletul care îi permite utilizatorului să instaleze aplicații. Avem setările de endpoint protection. În momentul acesta nu este activat, dar putem controla setările de endpoint protection de aici. Endpoint protection a fost inclus în Configuration Manager, deși ne trebuie o licență separată. Dar el este, din punct de vedere tehnic, inclus în Configuration Manager, este un feature. Avem setări pentru mobile devices, toate acestea și, iarăși, o parte importantă, user device affinity. Aici vedeți dacă putem seta, dacă le permitem utilizatorilor să decidă care este primary device, ei pot configura acest lucru în portal, deci pot specifica acolo ce calculator este primary device, sau această afinitate poate fi configurată automat pe baza informațiilor de logon, adică dacă utilizatorul s-a logat mai mult de 2880 de minute, în ultimele 30 de zile se configurează automat afinitate, să zicem. Hey, în plus față de asta, putem crea și un custom client device settings sau client user settings. Hai să facem un client device settings, să zicem că pentru anumite calculatoare, computer agent și client policy, vom trece un polling interval mai mare, de exemplu 60 de minute. Iar la computer agent putem să schimbăm, de exemplu, setările specifice pentru default application catalog website. Păi nu, asta nu l-am deja configurat. De exemplu, să nu le trimitem notificări pentru noile deployment-uri. Și să-i spunem laborator. Deci pentru anumite calculatoare vom seta niște setări diferite de client policy. Și această setări le putem face deployment per colecție. De exemplu,
pentru colecția de Configuration Manager Servers, trebuie să zic Data Center, dar vedeți că putem am setat la interval mai ridicat anumite, deci intervalul de polling la care se conectează clienții. Deci vedeți că acest lucru acum este per colecție, nu mai avem doar niște setări globale care erau la nivelul întregului site primar. Mai vreau să vă arăt aici niște lucruri interesante în zona de monitoring. Puteți să vedeți ierarhia de site-uri. În momentul ăsta n-am decât un site, dar imaginați-vă că aveți o ierarhie de site-uri și puteți vedea aici relațiile între ele și replicarea, dacă funcționează. Tot așa, dacă aveți mai multe site-uri, puteți monitoriza partea de replicare în această zonă. Deocamdată nu am decât un singur site. Și, de asemenea, avem partea de endpoint protection. În momentul ăsta nu este configurat, dar aici va fi partea de management și raportare pentru endpoint protection. Ok, să revenim la zona de asset and compliance și să revenim și la prezentare. Despre ce mai discutăm? Mai avem puțin timp. Sper că nu vă supărați dacă depășim timpul alocat. Am discutat deja despre client settings și ați văzut că se pot configura setările pentru clientul de Configuration Manager per colecție. Și avem setări suplimentare pentru ceea ce se numea înainte DCM, respectiv Desired Configuration Management. Acum se numește Settings Management, dar e de fapt același lucru îmbunătățit. Respectiv putem detecta, crea configuration item-uri și baseline-uri și pe urmă putem, să zicem, evalua configurația calculatoarelor vis-a-vis de aceste baseline-uri, la fel ca înainte, spre deosebire de DCM din Configuration Manager 2007, în momentul de față putem face și remediere, respectiv pentru anumite tipuri de configurație, respectiv setări de registry, WMI sau să rulăm scripturi, putem face remediere. Adică dacă am detectat un calculator care este non-compliant, îl remediem pentru anumite tipuri de configurație, așa cum am spus, deci nu chiar pentru toate. O să vedem, acest lucru este foarte util pentru cei care sunt în managementul de securitate pentru o organizație, pentru că nu numai pot detecta ce calculatoare sunt non-compliant față de standardul de firmă, să zicem standard PC, ci pot face și remedieri. Adică nu trebuie să așteptăm să apară în rapoarte, să vedem că sunt neconforme ca să decidem că trebuie remediate. Lucrul ăsta se poate face automat. Și pentru că toți suntem în zona asta, haideți să vedem cum se face configurarea de baseline-uri. Assets and Compliance, avem Compliance Settings și să creăm un Configuration Item simplu. De exemplu, vrem să detectăm că toate calculatoarele sunt de un anumit tip, să zicem Windows OS. Așa. Și aici vedeți că vom evalua pe toate tipurile de calculatoare. Deci astea sunt pe ce platforme se va rula evaluarea. Iar ca setări putem specifica, de exemplu, ce evaluăm. Aș vrea să trec în zona de compliance role, unde, să spunem, nu, am sărit un pas, îmi cer scuze. Deci trebuie să spun ce setare mă interesează. De exemplu, poate fi un registry key și să verific existența unei anumite chei de registry. Să zicem că mă interesează să verific că o anumită cheie de registry există. Și vom face în hashkey local machine software o nouă cheie, să zicem, care este test.
Da? Și verificăm existența acestei chei. Bun. Și acum, să zicem, verify test exist. Navigăm în setarea respectivă, software. Stai că trebuie să facem un mic refresh. Test. Ok. Și opțiunea este de select registry key, must exist on client devices. Și asta este testul pe care îl facem, iar compliance rule, test key must exist, exact ce am configurat mai devreme. Deci, practic, puteam să fac și de aici, doar că am sărit un pas. Deci, trebuie întâi să definesc ce vreau să verific și după care să pot să folosesc acest lucru. Și să folosesc acest lucru într-un compliance rule. Și asta este doar un exemplu de configurație pe care o pot valida. Pentru anumite tipuri de configurații pot face și remediere. Deci, de exemplu, dacă merg aici la proprietăți, ia să vedem, compliance rule, verify test exist, și opțional, numai puțin, am cer scuze, astea, cheia asta nu permite remediere, deci aici am scăpat din vedere acest fapt. Haideți să încercăm să facem un configuration baseline și să spunem, de exemplu, evaluare conformitate. Și aici să adăugăm un configuration items. Cel pe care l-ați văzut mai devreme. Da? Și putem face mai multe tipuri de configuration items. Ați văzut mai devreme că puteam specifica pentru Windows sau pentru mobile device. De exemplu, putem specifica, de exemplu, pentru un device Windows Mobile. De exemplu, faptul că avem setare de parolă. Da? De asemenea, putem seta încriptarea sau certificatele, ia să vedem. De exemplu, putem seta că minimum password length pentru device-ul respectiv este de 4 caractere, expirare și așa mai departe. Și avem remediate non-compliance settings, deci pentru anumite setări de configurație se poate face și remediere. Putem configura încriptare pentru mobile device-ul respectiv și pentru ce platforme. Bineînțeles, aici vor fi platformele suportate și aici trebuie să fim pe fază pentru că în curând vor fi și niște noutăți despre platformele suportate. Deocamdată, la versiunea RTM, avem aceste platforme. Ok, deci vedeți setările respective. Acum tot ce mai rămâne este să avertizez baseline-ul respectiv, deci să zic deploy, și să selectez colecția de calculatoare și este cea pe care am așa și avem opțiunea aici allow non-compliant rules when supported și bineînțeles pot seta să acest lucru să aibă loc doar în ferestrele de mentenanță sau chiar și în afara ferestrelor de mentenanță și pot să generez și alerte dacă nivelul de conformitate este mai mic de 90%, de exemplu, și aici voi selecta, bineînțeles, o colecție de device-uri, să zicem all systems, care include și all mobile devices, bineînțeles. Dacă vreau numai pentru calculatoare, atunci va trebui all desktops and server clients. Da? Acest baseline va fi downloadat data următoare când calculatoarele se vor conecta, clientul de configuration manager se va conecta, va rula
va evalua conformitatea, deci pe setările respective, deci din configurația calculatorului și ne va raporta înapoi. Iar dacă acestea sunt neconforme, va putea face și remediere pentru anumite tipuri de setări de configurații. În afară de, să zicem, posibilitatea de a ne defini propriile noastre setări de configurație, putem și importa configuration packs care sunt disponibile fie pe site-ul Microsoft, de exemplu, chiar azi am văzut un anunț despre faptul că a fost lansat noua versiune de Security Compliance Manager, SCM, 2.5 și cu ajutorul acelui tool puteți crea configuration item-uri și baseline-uri care pot fi folosite în conjuncție cu partea de compliance setting, deci compliance settings din Configuration Manager. Deci puteți folosi tool-uri externe pentru a crea aceste configuration item-uri și aceste baseline-uri. Deci Security Compliance Manager versiunea 2.5, dacă doriți să căutați. Bun, am discutat câteva dintre funcționalitățile noi, am putea vorbi de fapt aici și o săptămână. Mai vreau să menționez că există două cursuri disponibile pentru System Center Configuration Manager 2012. Respectiv există un curs de 5 zile de administrare și un curs de 3 zile de deployment, de Configuration Manager. Detalii despre aceste cursuri găsiți la mine pe blog www.adrianstoian.com. Vedeți acolo, o să vedeți acolo link-uri către cursuri și examenul corespunzător. Va fi un singur examen de Configuration Manager. Asta dacă sunteți interesați de partea de training și certificare. Și să vedem ce avem nevoie pentru a ne pregăti pentru Configuration Manager 2012. Așa cum am spus mai devreme, ierarhia este simplificată, respectiv avem numai 3 nivele și atunci când facem migrare, avem de fapt o oportunitate pentru a simplifica ierarhia. Eu rămân la părerea mea că pentru organizațiile din România, un singur site primar este suficient. Deci nu văd absolut niciun motiv major pentru care ar fi nevoie să instalăm un central administration site și mai multe primary site-uri, decât dacă aveți, să zicem, lucrați într-o companie multinațională și aveți problema că aveți mai multe grupuri de administratori și fiecare vor să-și gestioneze singure aplicațiile. Deși și în această situație se poate face cu role-based administration, deci practic cu sistemul de roluri, care este iarăși o noutate în Configuration Manager, se pot restricționa cu roluri, scopuri și colecții, accesul la doar la anumite obiecte din cadrul unui primary site. Deci chiar și în această situație se poate folosi un singur primary site. Configuration Manager 2012 merge numai pe platforme de 64 de biți și respectiv Windows Server 2008 și 2008 R2 și SQL Server 2008 cu Service Pack 2 și cumulativ update 9, respectiv SQL Server 2008 am zis cu SP2, da, deci SQL Server 2008 R2 cu cumulativ update 4, dacă nu mă înșel. Deci trebuie să vă pregătiți, dacă doriți să instalați, să asigurați suportul pentru aceste versiuni de sistem de operare, respectiv bază de date. Dacă aveți rapoarte făcute în versiunea anterioară de sistemul anterior de raportare, acestea vor putea fi migrate la SQL Reporting Services. Un lucru important, în Configuration Manager 2007 se puteau face colecții mixte, respectiv colecții care aveau și user și computere. În Configuration Manager 2012 acest lucru nu este suportat și va trebui să împărțiți colecțiile, dacă se poate spune așa, adică să aveți numai colecții de user și numai colecții de computere. Personal, eu mă îndoiesc că foarte multă lume a făcut colecții de user. Dar, totuși, dacă aveți colecții mixte, din păcate acestea nu vor putea fi migrate. Și, în sfârșit, dacă să simplificați migrarea,
Trebuie să încercați să folosiți în loc de cale locală pentru pachetele de software, să folosiți share-uri la sursa pachetului, pentru că acest lucru simplifică migrarea în momentul când vreți să treceți la versiunea nouă. Apropo de migrare, migrarea se face side-by-side, adică nu se poate instala in place peste un Configuration Manager 2007, un Configuration Manager 2012. Întotdeauna va fi side-by-side. Și asta ce înseamnă? Că va trebui să instalați o nouă ierarhie, care probabil, aici e un scenariu complex, va include Central Administration Site, dar puteți la fel de bine să puneți numai primary, un singur primary site, iar în primary site-ul respectiv să instalați distribution point-uri, secondary sites și așa mai departe. Puteți face migrare și există un feature de migrare de la Configuration Manager 2007 la 2012 prin configurarea ierarhiei sursă, respectiv îi spune lui Configuration Manager 2012 unde se află site-ul care se află la nivelul cel mai de sus în ierarhia de Configuration Manager 2007. El va citi toate informațiile despre ierarhie și ulterior vom defini ce alte site-uri sursă, de exemplu, site-uri primare, deci nu pot fi definite ca site-uri sursă, să fie folosite pentru a migra informații. Și putem migra colecții, pachete, rapoarte, obiecte de tip task sequences, deci cele relate în legătură cu operating system deployment, de exemplu task sequences-uri, imagini de sisteme de operare, obiecte legate de parte de software updates, deci informațiile despre software updates. Sunt o serie de lucruri care pot fi migrate în ierarhia nouă. Ce nu se migrează? Inventarul hardware și software. Deci acest lucru va rămâne în ierarhia veche. Deci, bineînțeles, clienții, ultimul pas va fi migrarea clienților. În momentul când vor fi migrați în ierarhia nouă, vor găsi acolo colecțiile, pachetele cu care ei erau obișnuiți și vor putea să funcționeze în continuare. Dar ei, în momentul când vor fi migrați, deci upgradați la versiunea nouă, vor face un nou hardware și software inventory și vor transmite acel inventar către site-ul primar în care se află în ierarhia de Configuration Manager 2012. Deci nu se migrează hardware și software inventory între 2007 și 2012. Ce se păstrează? Totuși, clienții care sunt migrați vor păstra execution history, adică dacă ei au primit deja un avertisment către un pachet, în momentul când se mută în ierarhia nouă, nu mai execută din nou același avertisment, pentru că ei au deja în execution history că au primit avertismentul și l-au executat. Acest lucru previne reinstalarea accidentală a aplicațiilor în momentul migrării. Pentru migrarea clienților folosiți de fapt orice metodă de instalare pe care o aveți la dispoziție. Instalăm clientul peste, adică putem folosi client push, group policy, software updates și așa mai departe. În momentul în care se instalează peste, clientul de Configuration Manager se upgradează la versiunea nouă și se păstrează execution history, așa cum am spus. Există posibilitatea de a face distribution point sharing pe perioada migrării între 2007 și 2012, respectiv un distribution point din Configuration Manager 2007 să fie folosit și de clienții care au fost migrați deja în Configuration Manager 2012, iar ulterior distribution point-ul poate fi convertit automat la versiunea 2012, cu păstrarea conținutului, adică nu mai trebuie să copiem conținutul dacă deja l-am distribuit pe acel distribution point. Similar, un site secundar poate fi convertit la distribution point în noua ierarhie. Cum se face acest lucru? Practic se dezinstalează site-ul secundar și apoi se convertește distribution point-ul exact după procesul anterior de migrare de distribution point cu păstrarea conținutului. Deci astea ar fi câteva dintre scenariile tipice de migrare la noua ierarhie. Deci rețineți că migrarea se face întotdeauna side by side,
respectiv va trebui să instalăm noua ierarhie în paralel cu ierarhia veche. În majoritatea scenariilor, eu bănuiesc că aveți un singur site primar în Configuration Manager 2007. Dacă aveți mai multe site-uri, aș vrea să avem o discuție, să vă întreb de ce ați instalat mai multe site-uri. Eu sunt convins, așa cum am spus, că pentru majoritatea organizațiilor un singur site este absolut suficient și am făcut instalări destul de mari, până la 15.000 sau chiar mai mult, mai mulți clienți. Iar în Configuration Manager 2012 acest lucru chiar nu mai este o problemă, pentru că puteți suporta până la 100.000 de clienți cu un singur site primar și până la 400.000 de clienți cu mai multe site-uri primare într-o ierarhie. Produsele sunt pe țeavă, ca să zic așa, adică ne putem aștepta dintr-un moment în altul să fie disponibile. Vă sugerez să le evaluați cât mai curând. Dacă aveți alte întrebări legate de prezentarea de astăzi, iarăși vă stau la dispoziție și aș vrea să deschid aici podiumul pentru discuții pe Q&A, deci puteți pune întrebări suplimentare dacă le aveți. Prezentarea, așa cum am spus, a fost înregistrată și voi încerca să o public cât mai curând posibil pe blog. Am întâmpinat câteva probleme tehnice și din motivul ăsta nu am reușit să public prezentarea anterioară săptămâna aceasta, dar voi pune toate înregistrările pe blog. Așa cum am menționat mai devreme, această prezentare face parte dintr-o serie mai mare de prezentări. Săptămâna viitoare vom discuta despre anunțurile de la Microsoft Management Summit și vor fi cu siguranță lucruri interesante. Ați văzut anunțul despre certificările noi de Private Cloud? Deci a fost făcut chiar ieri și puteți găsi informații pe contul meu de Twitter, @astoian, sau dacă vizitați blogul meu la www.adrianstoian.com. Și probabil că vor fi și alte anunțuri interesante săptămâna viitoare la Microsoft Management Summit, deci vă aștept cu interes săptămâna viitoare, joi, de la ora 16, deci la aceeași oră. Cu acestea eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vă stau în continuare la dispoziție pentru întrebări. Dați-mi voie să vă urez de asemenea Paște fericit și toate cele bune, să fiți sănătoși și bucuroși și să ne vedem cu bine și la următoarele prezentări sau chiar la prezentări live, deci în persoană. Mulțumesc mult și toate cele bune!